GFR a semnat la sediul Ministerului Transporturilor documentele pentru deschiderea contului escrow în vederea preluării CFR Marfă, au declarat surse bancare. Până vineri, Gruia trebuie să depună în acest cont 20 de milioane de euro. Contractul de privatizare a fost semnat pe 2 septembrie, data de 3 octombrie fiind ultima zi în care, potrivit legii, trebuia deschis contul. Până cel târziu, vineri 4 octombrie, GFR trebuie să vireze în cont un avans de 20 de milioane de euro, echivalentul la 10% din valoarea tranzacției. Mai departe, în data de 15 octombrie, trebuie să aducă restul de bani, respectiv 170 de milioane de euro, alți 10 milioane de euro fiind garanțiile depuse inițial. GFR a fost declarat câștigător în procesul de privatizare a CFR Marfă, oferind un preț de 202 milioane de euro pentru 51% din acțiuni. De asemenea, s-a obligat la investiții de 900 de milioane de lei. Președintele Traian Băsescu a declarat acum 3 zile că, din informațiile sale, Gruia Stoica nu va avea banii pentru cumpărarea CFR Marfă. Pe 4 octombrie, GFR-ul, cel care a fost declarat câștigător al licitației, trebuie să aibă depozitul de 20,2 milioane de euro ca garanție, după care în 30 de zile să vină cu diferența de încă 180 de milioane. Nu vreau să descurajez investitorul, dar din câte știu nu-i va avea și atunci se caută tot soiul de tertipuri, cum a fost și acela cu întârzierea semnării contractului, că s-a plimbat hotărârea de guvern, a susținut atunci Traian Băsescu într-o emisiune televizată.